Aș vrea să citesc câteva versete din Marcu, din capitolul 16, primele 7 versete ale capitolului 16, care spun astfel. După ce a trecut ziua sabatului, Maria Magdalena, Maria mama lui Iacov și Salome au cumpărat miresme ca să se ducă să ungă trupul lui Iisus. În ziua dintâia săptămânii s-au dus la mormânt dis de dimineață pe când răsărea soarele. Femeile ziceau una către alta, cine ne va prăvăli piatra de la ușa mormântului? Și când și-au ridicat ochii, au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese prăvălită. Au intrat în mormânt, au văzut pe un tinerel șezând la dreapta, îmbrăcat într-un veșmânt alb și s-au înspăimântat. El i-a zis, nu vă înspăimântați, căutați pe Iisus din Nazaret care a fost răstignit. A înviat, nu este aici, iată locul unde îl puseseră. Dar duceți-vă de spuneți ucenicilor și lui Petru, că merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea, cum v-a spus, amin. Vă rog să ocupați locurile. Parcă așa de repede a trecut anul acesta, parcă numai ce erau sărbătorile de iarnă, sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos și deja am început a patra lună, lună în care am sărbătorit cel mai frumos eveniment, învierea Domnului Iisus Hristos. Dacă nașterea Domnului Iisus Hristos a devenit un eveniment, să zic, comercializat de societate, atunci când sărbătorim învierea Domnului Iisus Hristos, este cu adevărat o bucurie pentru Biserica lui Hristos. Chiar dacă atunci când este Crăciun, oamenii intră în febra aceea a comercializării, a cadourilor, vedem că învierea Domnului Iisus Hristos, patimile Lui, moartea Lui, nu este sărbătorită de societate, pentru că nu le aduce lor niciun avantaj, dar pentru Biserica lui Hristos știm că învierea Lui este cea mai minunată sărbătoare. S-a făcut apel zilele acestea și ieri și astăzi la faptul că învierea Domnului Iisus Hristos, și amintea și Florin, este cea mai mare bucurie pentru noi. Dacă până la înviere aveam întrebări, dacă până la înviere oamenii încă își puneau tot felul de întrebări și aveau temerile lor, învierea Domnului Iisus Hristos a stabilit clar și pentru biserică știm că este cea mai mare speranță că într-o zi vom învia și noi și vom fi în veșnicie cu Domnul Iisus Hristos. Ne uităm la această sărbătoare și vedem că au fost zile crunte. Începând cu ziua de joi, când Domnul Iisus Hristos, după ce a plecat cu ucenicii în grădină, a fost trădat, a fost vândut, a fost dus în ziua de vineri la judecată, a fost pedepsit, a fost o zi, așa cum se spune și în Austria și în România, Vinerea Mare, Vinerea Neagră, o zi grea, în care cei care îl iubeau pe Domnul Iisus și care au rămas puțin l-au urmat, poate mai de departe, și au văzut chinul Domnului Iisus Hristos, a văzut batjocura la care a fost supus, a văzut pedeapsa care a primit-o și apoi l-au văzut mort pe cruce. L-au luat și l-au pus în mormânt, spune Sfânta Scriptură, și au plecat. Ce îmi place așa de mult atunci când citim în Cuvântul lui Dumnezeu, dacă am vedea în Matei, în capitolul 27, vedem un lucru extraordinar și versetul 55 spune că acolo erau și multe femei care priveau de departe. Ele urmaseră pe Iisus din Galileea ca să-i slujească. Unul dintre primele lucruri pe care le-am văzut atunci când am început să mă uit mai atent la moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, am văzut că au fost niște femei care au rămas aproape de Domnul Iisus. Atunci când ucenicii au fugit, atunci când ucenicii l-au vândut, l-au trădat, s-au lepădat de el, au rămas niște femei care l-au urmat pe Domnul Iisus ca să-i slujească. Dacă ne uităm tot în Matei 27, vedem mai jos că atunci când au pus piatra la mormânt, au plecat acasă și Iosif din Arimatea, cel care avea acel mormânt, și Nicodim și toți ceilalți. La versetul 61 din Matei 27 spune că Maria Magdalena și cealaltă Maria erau acolo și ședeau în fața mormântului. E extraordinar cum aceste femei au rămas aproape de Domnul Iisus să-i slujească, au rămas statornice, pentru că au crezut în tot ceea ce le-a spus Domnul Iisus Hristos. Atunci când ne uităm la dimineața învierii, pentru că slăvit să fie Domnul că ziua de vineri s-a terminat, a fost o zi de sâmbătă în care Biblia nu mai amintește nimic, poate doar Matei spune ceva că la un moment dat preoții au mers la Pilat și au spus avem nevoie de niște soldați să păzească mormântul.
Pentru că am auzit noi că El a spus că va învia, dar noi credem că ucenicii vor face o diversiune și îl vor fura. Lasă niște soldați, s-au lăsat acolo mai multe cete de câte 4 soldați care se schimbau la un anumit timp ca să păzească. Știți ce se întâmplă în dimineața zilei de duminică? Știți cine a alergat primele la mormânt? Femeile. E ciudat și poate interesant, pentru că atunci când s-au dus, au plecat pe drum și au avut în mintea lor tot felul de întrebări. Oare cum vom face? Cum vom da piatra la o parte? Și au avut parte de cea mai frumoasă minune. Domnul Iisus li s-a descoperit lor prima dată. Pentru că dacă în cultura ebraică, în cultura iudaică, femeile erau tratate destul de urât, evreii spuneau lui Dumnezeu și mulțumeau în fiecare zi că nu s-au născut femeie și că nu s-au născut între neamuri. Și totuși Dumnezeu alege, pentru că ele au rămas statornice și au rămas să-i slujească lui Dumnezeu. E așa de interesant, pentru că ziua de duminică este cu adevărat o sărbătoare pentru noi. Pentru că știm că femeile au avut această întrebare: cine va da piatra la o parte? Mi-am pus întrebarea și m-am gândit zilele acestea, oare de cine au renunțat? Oare nu s-au gândit ele că nu poate să dea piatra la o parte? Oare nu s-au gândit ele că nu pot să facă nimic? Nu s-au gândit că erau acolo soldații care păzeau? Dar ceva le-a făcut să nu renunțe, să meargă înainte, pentru că ele știau că vor să meargă să îl ungă cu mirezme pe Domnul Iisus. Și atunci când au ajuns acolo, au avut parte de cea mai frumoasă minune. Spune că era un înger acolo care le-a spus: iată locul în care era Iisus. Piatra n-a fost dată la o parte ca să poată să iasă Domnul Iisus. Domnul Iisus n-avea nevoie de piatră ca să fie dată la o parte. Piatra a fost dată la o parte pentru ca femeile să vadă că mormântul era gol. Piatra a fost dată la o parte ca oricine a mers acolo să vadă că Iisus nu mai era, chiar dacă giulgiu era acolo, chiar dacă acele fâșii cu care am fost înfășurat Domnul Iisus erau acolo nedesfăcute. Ei au văzut că Iisus nu mai era acolo și piatra a fost dată la o parte. Pentru că sărbătoarea învierii, în dreptul meu, știu că îmi spune că Domnul Iisus poate să dea pietre la o parte și din viața mea. Femeile erau acolo și și-au pus întrebări pe drum, dar n-au renunțat. Sunt atâtea momente în viața mea când poate am spus: renunț că nu mai pot, mi-este greu și am întrebări și nu mai știu cum să fac. Dar mă uit în Sfânta Scriptură și văd că am un Dumnezeu care este viu în vecii vecilor. Citea Florin așa de frumos din Apocalipsa și spunea: El este viu în vecii vecilor și este sus la dreapta lui Dumnezeu. Și El este gata să dea în viața mea pietre la o parte atunci când zic că nu mai pot, atunci când zic că vreau să renunț, atunci când sunt căzut și sunt lovit. Domnul Iisus este gata să dea pietre la o parte din viața mea, ca eu să merg înainte, pentru că știu că mă așteaptă o veșnicie împreună cu El, slăvit să fie Domnul. Mă uit în acest text și spune așa de frumos: când și-au ridicat ochii în sus, au văzut că piatra, care era foarte mare, a fost prăvălită. Câteva gânduri vreau să vă spun această dimineață, gânduri pe care Dumnezeu mi le-a pus mie pe suflet. Este faptul că în viața noastră încă sunt pietre pe care Dumnezeu le dă la o parte. Și prima piatră pe care o dă la o parte, la care m-am gândit și am vrut să aduc cu mine 4 pietre pe care să scriu aceste pietre pe care Domnul le dă la o parte din viața mea și din viața dumneavoastră. Prima este piatra trădării sau piatra lepădării. Au fost momente în viața mea, deși am fost crescut în familie de creștini, când comportamentul meu l-a trădat pe Domnul Iisus. Și mi-e rușine. Lasă vii să fie Domnul că atâta vreme cât pot să zic astăzi, am un Dumnezeu care este gata să se atingă de mine. Așa de frumos spune Domnul Iisus în versetul 7. Ucenicul, îngerul le spunea femeilor: dar duceți-vă, spuneți ucenicilor lui. Și accentuează și spune: și lui Petru. Atât de frumos, Petru a fost cel care s-a lepădat de Domnul Iisus Hristos. A fost acela care a spus: nu-L cunosc. L-a trădat pe Domnul Iisus și a spus: cu niciun chip nu-L cunosc, n-am nimic de a face cu El. Atunci când îngerul le spune femeilor: mergeți și spuneți, și amintește într-un mod accentuat: și lui Petru. Pentru că Petru a fost acela care L-a trădat. Și mă uit în viața mea, de atâtea ori prin comportamentul nostru îl trădăm pe Domnul Iisus Hristos. De atâtea ori poate prin vorbele noastre, prin modul în care ne comportăm de zi cu zi și faptele noastre, îl trădăm pe Domnul Iisus. Spune că suntem copiii Lui, dar trăim ca și niște copii ai lumii. Spune că suntem urmași ai Lui, dar ne ghidăm după valorile societății. Și prin trăirea noastră care nu corespunde valorilor Sfintei Scripturi, nu facem altceva decât să-L trădăm pe Domnul Iisus.
La atâta vreme cât avem o zi de azi și se predica zile trecute, când predica fratele Doru despre Ierusalim și spunea Domnul Iisus, o, dacă ai fi cunoscut tu azi vremea cercetării, atâta vreme cât poți să spui, azi este o zi a cercetării în care Dumnezeu dă această piatră a lepădării la o parte și tu poți să fii reabilitat, slăvit să fie Domnul. Tu poți să închei o nouă relație cu El. Dar trebuie să-ți dai seama de lucrul acesta, trebuie să valorifici ziua de astăzi. Mâine s-ar putea să fie prea târziu, pe ziua de mâine eu nu sunt stăpân, nu știu dacă voi trăi, nu știu ce se va întâmpla până după masă, dar ceea ce știu că dacă astăzi viața mea mi-o predau în mâna lui Dumnezeu, eu voi fi cu El în veșnicie, slăvit să fie Domnul. Această piatră a trădării, de ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos atunci când a murit pe cruce, a murit pentru ca eu, un păcătos, să am acces la Tatăl. A murit și dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu în 2 Corinteni capitolul 5 cu versetul 21 spune că pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu prin El. Și o traducere mai actuală spune, Iisus nu a păcătuit niciodată, dar Dumnezeu l-a tratat ca pe un păcătos. De ce? Pentru ca eu astăzi, prin crucea și prin jertfa Domnului Iisus Hristos, să pot să fiu văzut de Dumnezeu ca un om neprihănit și sfânt. L-a tratat Dumnezeu pe Fiul Său ca pe un păcătos. El care n-a cunoscut niciun păcat. El care a avut un comportament exemplar. Pentru ca eu astăzi să pot să zic că am drept la veșnicie, slăvit să fie Domnul. Este așa de minunat că avem un Dumnezeu care se uită spre noi cu bucurie și cu plăcere. Atunci când noi stăm lângă El și trăim ghidați de valorile Sfintei Scripturii. Vreau să merg mai departe și o altă piatră pe care am văzut că a fost dată la o parte este piatra dezamăgirii, a unei vieți fără rost, piatra deznădejdii. Știți ce s-a întâmplat? Ioan capitolul 20 spune că ucenicii s-au întors acasă, dar Maria și de afară, lângă mormânt, și plângea. Atunci când Domnul Iisus s-a uitat spre ea, a spus, femeie, i-a spus Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Din nou mă uit spre noi și, în primul rând, zic în dreptul meu, de multe ori viața noastră nu este altceva decât o căutare. Căutăm să ne găsim fericirea în tot felul de lucruri. De multe ori suntem deznădăjduiți, disperați și, poate nu de puține ori, din ochii noștri curg lacrimi. Și ne căutăm un rost în viața aceasta. Și suntem dezamăgiți, suntem deznădăjduiți și spunem, nu mai pot să fac nimic. Așa de multe ori viața noastră, în viața noastră experimentăm aceste sentimente pe care le-a experimentat Maria. Stătea jos lângă mormânt și plângea. Ceea ce îmi place este că Domnul Iisus Hristos a venit la ea și știți ce s-a întâmplat? Atunci când Domnul Iisus s-a arătat Mariei, Maria n-a mai putut de bucurie. Pentru că atunci când vii la Domnul Iisus Hristos, această piatră a deznădejdii, această piatră a dezamăgirii, Domnul Iisus o schimbă în bucurie și o schimbă în pace și liniște. Așa de frumos spune că ucenicii erau adunați acolo și sunt convins că erau și femeile. Și ușile, spune cuvântul lui Dumnezeu, că erau încuiate de frica iudeilor. Atunci Iisus a venit în mijlocul lor și a spus, pace vouă, și ei n-au mai putut de bucurie. Pentru că viața noastră, prin învierea Domnului Iisus Hristos, se schimbă. Noi nu mai experimentăm bucuria, chiar dacă poate pierdem în viața aceasta, din punct de vedere pământesc. Chiar dacă poate pierdem din viața aceasta lucruri materiale. Chiar dacă în viața noastră pierdem oameni dragi. Noi avem o nădejde și Domnul Iisus în viața noastră a dus bucurie și pace prin Duhul Sfânt. De prea multe ori ne punem nădejdea în forțele noastre și spunem am să rezolv eu, am să fac eu, îs destul de inteligent, îs destul de deștept, îs destul de puternic și dacă mă uit în Sfânta Scriptură avem exemple, în pilda fiului risipitor și a cerut banii și a spus lasă-mă că mă voi descurca eu, voi știu eu cum să-mi trăiesc viața. Sfârșitul lui l-am văzut cum a ajuns slujitor la porci și ar fi vrut să mânce mâncarea porcilor. Ne uităm la Samson, un om care și-a pus speranța în forța lui. Am să rezolv eu, am să nimicesc eu pe filisteni. Am văzut apoi cât a suferit. De prea multe ori ne punem nădejdea în noi, ne punem nădejdea în lucrurile noastre pe care le avem, lucrurile materiale. Și ne uităm din nou în Sfânta Scriptură și vedem o altă pildă a bogatului care i-a rudit țarina și spune că și-a zis în sinea lui, voi construi hambare mai mari, voi avea mai mult, fără să-ți spună în minte. Și Domnul Iisus spune, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va lua sufletul.
Această piatră a dezamăgirii, această piatră a deznădejdii, când nu vom ști ce să facem, când ne punem încrederea poate fals în oameni de lângă noi și când credem că ne vor ajuta, ne trădează, când credem că vor fi lângă noi să ne susțină, vor pleca și ne vor lăsa singuri. Ne punem speranța în puterile noastre și dintr-o dată vedem că nu mai avem nimic. Ne punem în nădejdea în lucruri pieritoare. Dar învierea Domnului Iisus Hristos a venit să schimbe viața acestei femei, dacă de la plânset și de la căutare, dintr-o dată Domnul Iisus a venit și a spus că pace vouă. Și Domnul Iisus le-a dat o pace, nu cum o dă lumea aceasta, care încearcă prin tot felul de metode să facă liniște și pace între oameni, ci pacea care vine din Hristos, o pace care nu este afectată de ceea ce se întâmplă în lume. Chiar dacă vedem această nebunie cu virus, cu vaccin, cu tot ceea ce se întâmplă, noi avem pace că noi avem un Mântuitor și Domnul nostru este viu. Această pace nu poate să ne-o fure nimeni. Această nădejde că avem un Hristos care este viu, nu poate să ne o fure nimeni, orice s-ar întâmpla, chiar dacă ne vor spune, chiar dacă vedem oameni care își dau cu părerea ce se va întâmpla, nu știu, nu mă interesează ce se va întâmpla. Ceea ce știu și știu cu tărie atunci când mă uit la sărbătoarea Învierii, este că Domnul Iisus Hristos a dat această piatră la o parte, iar cerul este deschis și atunci când voi muri, Domnul este gata să mă primească în veșnicie cu El, slăvit să fie Domnul. Am această credință și am această pace și liniște, chiar dacă de multe ori comportamentul meu are și anumite lacune, chiar dacă sunt slab și sunt păcătos, prin învierea Domnului Iisus Hristos eu am dreptul să intru în veșnicie dacă cred că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și cred cu tărie că El este Fiul lui Dumnezeu și este viu în vecii vecilor. Această sărbătoare este o sărbătoare care aduce bucurie și ar vrea ca această bucurie să fie văzută de toți oamenii. Spune cuvântul Domnului Iisus Hristos că după ce s-a arătat femeilor, îngerul i-a spus, mergeți și spuneți ucenicilor. Aceste femei nu doar au dat dovadă de slujire, nu doar că au dat dovadă de statornicie. Femeile acestea au mers să vestească și au spus ucenicilor că Iisus Hristos este viu și că mormântul este gol. Dacă vrem să avem pace și liniște și bucurie în viața noastră, ar trebui să facem și noi ca aceste femei. Oare câtor oameni le-am spus în zilele acestea că Iisus Hristos este viu? Nu la voia întâmplării, și am zis-o de multe ori și o să o repet întotdeauna. Nimic nu este la voia întâmplării. Noi nu credem în coincidență. Totul ce se întâmplă este providența lui Dumnezeu, este suveranitatea Lui. Dumneavoastră și cu mine suntem la linț în anul 2021, pentru că Dumnezeu vrea să se folosească de voi, să fiți niște martori ai învierii, niște oameni care alergați să spuneți tuturor că Iisus Hristos este viu, niște oameni la care tot ceea ce experimentăm din punct de vedere omenești, trădări, lepădări, dezamăgiri, deznădejdi, sunt lucruri pe care le experimentăm fără să vrem, dar sunt pietre pe care învierea Domnului Iisus Hristos le-a dat la o parte. Ar vrea să merg mai departe și este o altă piatră pe care Domnul a dat-o la o parte. În seara, în aceleași zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușurile locului erau, unde erau adunați ucenicii, erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus și a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. O altă piatră pe care de multe ori este pusă în fața noastră este piatra fricii. De multe ori experimentăm teama și frica. Și poate cele mai comune frici pe care le experimentăm ca și oameni este frica de oameni și frica de moarte. De multe ori ne temem de oameni, dar ce pot să ne facă ei? Și dacă ne uităm, cuvântul lui Dumnezeu spune în Matei, capitolul 10, nu vă temeți de cei ce ucid trupul. Nu poate să ne facă nimica. Ei poate să ne aducă frică doar atât cât îi lăsăm noi. Pot să ne intimideze atât cât le permitem noi. O altă teamă pe care o experimentăm noi este teama de moarte. Dar tocmai lucrul acesta, învierea Domnului Iisus Hristos, și să citea în Corinteni, citea fratele Doru mai devreme, moartea a fost biruită. Noi nu mai avem teamă, pentru noi moartea nu este ceva care trebuie să aducă teamă, pentru noi moartea este începutul unei noi vieți, adevărata noastră viață. Oare de câte ori în viața noastră experimentăm frica? De câte ori ne este frică de oameni? Poate că ne pierdem un loc de muncă, poate că vin șefii și urlă la noi, poate de multe ori vin și ne ceartă. De câte ori poate, atunci când vedem, și perioada aceasta poate a scos mai mult în evidență decât alte perioade în viața noastră, când auzim un om este bolnav de virus în spital și auzim, e afectat atât sau atât la sută și fără să vrem, de multe ori ne punem întrebări în viața noastră și ne temem
și spunem, are să moară. Dar din nou spun, învierea Domnului Iisus Hristos a venit și a dat această piatră a fricii la o parte. Orice s-ar întâmpla cu viața mea, orice s-ar întâmpla cu viața mea, poate ca și om, din punct de vedere omenesc, să mă gândesc oare ce se va întâmpla cu familia mea, cu copiii mei, dar în ceea ce mă privește pe mine, dacă s-ar întâmpla să mor, ar vrea să spun, Doamne, asta este voia Ta și știu că cerul se va deschide și cum Ștefan spune că s-a deschis cerul și l-a văzut pe Domnul Iisus la dreapta Tatălui, știu că și în dreptul meu, atât cât voi trăi lângă Domnul Iisus Hristos, moartea mea nu este altceva decât plecarea în veșnicie cu Domnul Iisus. Este așa de minunat uitându-ne că percepția acestor oameni s-a schimbat. Frica iudeilor i-a făcut pe ucenici să se încuie în casă. Ceea ce ne uităm în viața ucenicilor după ce Domnul Iisus a înviat, ce s-a întâmplat cu ei? Spune cuvântul lui Dumnezeu că dacă până atunci s-au ascuns, au fugit de la cruce, Petru s-a lepădat după ce s-au întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, după ce Domnul Iisus i-a spus pace vouă și ei s-au bucurat. Știți ce s-a întâmplat după înălțare? Au predicat cu așa o îndrăzneală și nu le-a mai fost frică deloc. Toți au murit ca și martiri, poate excepția a făcut Ioan, care a murit exilat pe insula Patmos, dar absolut toți au experimentat ceea ce înseamnă prigoana. Inclusiv Ioan a fost aruncat într-un cuptor cu ulei încins și a ieșit de acolo fără să fie vătămat deloc. De ce? Pentru că au avut îndrăzneală, această piatră a fricii a fost dată la o parte. Oare învierea a făcut în noi și a dat la o parte această piatră a fricii? Oare noi astăzi putem să vorbim cu toată libertatea despre Domnul Iisus Hristos? Sau încă ne temem de oameni? Sau încă avem frică? Sau încă căutăm să le placem, evitând să vorbim despre ceea ce face Domnul Iisus? Aș vrea ca viața noastră să fie una fără frică, una plină de îndrăzneală, o îndrăzneală pe care o dă Domnul Iisus Hristos prin Duhul Său Cel Sfânt. Pentru că dacă ne uităm mai departe, spune că Domnul Iisus Hristos, după ce a vorbit cu ei, a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. Viața lor a fost schimbată. Dacă ne uităm atunci, acest termen când spune că a suflat, este același termen care este folosit și în Genesa, atunci când Domnul Iisus a suflat suflare de viață în Adam. Mulți spun că, practic, atunci a luat naștere prima biserică. A fost începutul lucrării Duhului Sfânt în viața oamenilor. Pentru că și această piatră a fricii a fost dată la o parte. Oamenii au mers prin de îndrăzneală, pentru că Duhul Sfânt le-a dat curajul să vestească despre cuvântul Domnului, să vestească despre învierea Domnului Iisus Hristos. Nu de mult am avut un timp în care ne-am adunat la rugăciune pentru umplerea cu Duhul Sfânt. Și am văzut că Dumnezeu încă lucrează, slăvit să fie numele Lui. Am văzut că Dumnezeu încă botează cu Duhul Sfânt. Dumnezeu încă pune în inima noastră plinătatea Duhului Sfânt și pune dorința aceasta de a vesti despre Domnul Iisus cu tot mai mare îndrăzneală. Această piatră a fricii a fost dată la o parte, dar de multe ori încă ca și oameni mai experimentăm teamă. Și poate de multe ori auzi la oameni că spun, am avut un atac de panică, am avut o teamă fără să am niciun motiv. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Că diavolul răgnește ca un leu, dar el nu are putere, dar aduce teamă în viața oamenilor. Și zic din nou, perioada aceasta a dus de multe ori teamă în viața oamenilor. Oamenii s-au temut și sub pretextul unor frici, poate de multe ori nu mai vin la biserică. Este ceea ce face diavolul de mult în viața oamenilor. Răcnește ca un leu și încearcă să aducă teamă și frică sub diferite metode. Dar învierea Domnului Iisus Hristos a dat la o parte această piatră și noi venim cu îndrăzneală înaintea Lui. Ce poate să ne facă diavolul? Nu poate să ne facă nimic. Niciunde Biblia nu ne spune că trebuie să ne temem de el. Atât timp cât noi stăm lângă Dumnezeu, Dumnezeu este Cel care aduce biruința. Eu nu pot să fac nimic, eu sunt atât de slab. Sunt atât de slab încât dacă aș fi singur, aș fi trântit imediat la pământ. Dar știți ce aici e cea mai mare speranță mea? Domnul cel înviat este cu mine în fiecare zi. Știți ce frumos i-a spus? Cu niciun chip n-am să vă las. Voi fi cu voi până la sfârșitul veacului. Le spunea lucrul acesta ucenicilor, dar îmi zice și mie în 2021, voi fi cu tine, Abel, în fiecare zi până la sfârșitul vieții tale. Ce poate să facă diavolul? Să răgnească ca un leu? Doar atât face. De ce răgnește leu în pădure? Ca să bage teamă în animale celelalte. De ce răgnește diavolul ca un leu? Să bage teamă. Dar atât timp cât noi stăm lângă Dumnezeu, noi nu mai experimentăm nicio frică. Pentru că avem un Dumnezeu care este viu în vecii vecilor. Spune cuvântul lui Dumnezeu
așa de frumos că după ce s-au întâlnit cu Domnul Iisus Hristos la Marea Tiberiadei, Petru a sărit din barcă și a alergat la Domnul Iisus Hristos. Și acolo a avut o discuție cu Domnul Iisus. Viața lui Petru a fost schimbată, pentru că a înțeles că nu mai trebuie să-i fie frică nici de slujnice, nici de oamenii care l-au văzut că umbla cu Domnul Iisus. Petru a înțeles că de azi încolo va trebui să-L predice pe Domnul Iisus Hristos cu putere. Știți ce s-a întâmplat la predicile lui Petru? Mii de oameni s-au întors la Hristos, pentru că Petru a predicat fără frică, fără teamă. Petru a predicat cu îndrăzneală, pentru că el a experimentat ca piatra lepădării să fie dată la o parte, piatra deznădejdii, piatra fricii au fost date la o parte din viața lui Petru și nu numai din viața lui. Toți ucenicii au fost niște martori ai învierii Domnului Iisus Hristos. Și spune cuvântul Dumnezeu, dacă ne uităm și istoria, că au plecat prin lumea întreagă și au vestit despre Domnul Iisus Hristos. Un număr mic de ucenici, 12 oameni, au răscolit lumea. Chiar dacă preoții, chiar dacă soldații au luat bani și au spus, le-au furat ucenicii, n-am înviat. Cuvintele acestor ucenici și lucrul acesta mă face să cred că este adevărat învierea Domnului Iisus Hristos. Niște oameni ar fi gata să-și dea viața pentru o minciună. Niciodată, dar ucenicii l-au văzut pe Domnul Iisus Hristos care era mort. L-au văzut viu și au crezut și toate pietrele din viața lor au fost date la o parte. Viața lor a fost schimbată, viața întregii omeniri a fost schimbată prin propovăduirea lor. Aș vrea ca și de azi încolo, atâta timp cât voi trăi, oamenii care intră în contact cu mine să fie schimbați datorită predicilor mele. De multe ori, poate prin cuvinte, dar de cele mai multe ori, printr-o viață trăită exemplar, printr-o viață trăită după voia lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a fost planul lui Dumnezeu pentru reabilitarea relației dintre om și Dumnezeu. Planul perfect al Domnului Iisus Hristos a presupus o cruce. A presupus o zi de vineri, o zi grea, o zi neagră, o zi a durerii. Vineri, cerul a tăcut și au vorbit oamenii. Despre sâmbătă spune că a tăcut și cerul și au tăcut și oamenii. Dar despre ziua de duminică, când lumea a tăcut, a vorbit Dumnezeu și a spus că mormântul este gol, slăvit să fie Domnul. Ziua de duminică a spus că El e viu în vecii vecilor. Pentru că acest Iisus, care s-a născut în lumea noastră, într-un mod total neașteptat, dintr-o fecioară, s-a născut într-un staul. Și era necunoscut iudeilor, până în ziua când Ioan Botezătorul a spus, acesta este Mesia, El este mielul, El este alesul și a intrat în apa botezului. El este acela despre care au vorbit profeții și scripturile în ultimele 4.000 de ani. El a fost un învățător și un profet, dar n-a fost la fel ca ceilalți. El a fost acela care i-a vindecat pe bolnavi, i-a vindecat pe ologi, i-a luat pe copii în brațe și a vindecat femeile, a eliberat îndrăciții și mai mult. A hrănit mii de oameni cu 5 pâini și 2 pești. Pe omul acesta l-au luat soborul de preot să-l judece. Și era fără păcat. N-au găsit în el nicio vină. De ce? Pentru că a vindecat în ziua de sabat, pentru că a propovăduit. Viața lui și cuvintele lui au fost exemplare. De ce? Pentru că într-o zi a lăsat pe o femeie să-l spele pe picioare cu lacrimile ei și să-l șteargă cu părul ei. Și mai mult a îndrăznit să o ierte. Acest om care... Atunci când a murit prietenul lui Lazar, spune cuvântul lui Dumnezeu că a mers acolo, a plâns și apoi l-a strigat, Lazar, ieși afară! Și Lazar a ieșit afară. Și Lazar a fost înviat pentru că la cuvântul lui moartea nu mai are putere. Pe omul acesta l-au luat și l-au judecat. Pe nedrept, pentru că n-a avut niciun păcat. Dar ei știau că-l vreau pe Iisus mort și l-au pedepsit. L-au bătut, l-au batjocorit, l-au scuipat și au pus o coroană de spini. Și apoi, ca pedeapsă, i-au dat o cruce și 3 piroane. Și a murit pentru mine și pentru tine. Dar la finalul zilei de vine, spune că Iosif din Arimatea cu Nicodim și cu femeile l-au dat jos de pe cruce, pentru că n-au acceptat să fie aruncat acolo unde erau tâlharii. Și l-au pus într-un mormânt, mormântul lui Iosif din Arimatea. Și-au pus o piatră și-au pecetluit mormântul. Într-un mormânt de om era Dumnezeu. Dar aceasta a fost ziua de vineri.
După ziua de vineri a venit o zi de duminică, o zi glorioasă, o zi a învierii, o zi în care femeile au alergat la mormânt de dimineață, pe când încă era întuneric, spune. Întuneric din cauza trădării lui Petru, întuneric din cauza faptului că ucenicii au alergat de la el, din cauza suferinței. Era o zi de duminică în care atunci când femeile au fugit, au văzut că piatra a fost dată la o parte. Și nu mai era nimic în mormânt, pentru că mormântul era gol și Iisus este viu în vecii vecilor. Mormântul este gol și în ziua de astăzi, pentru ca inima mea să fie plină de nădejdea unei veșnicii trăite împreună cu El. Pentru ca inima mea să fie plină de speranța învierii dacă voi muri pe acest pământ. Mormântul este gol pentru ca biserica speranța să fie plină cu oameni care îl urmează pe El și trăiesc pentru El, pentru Iisus cel înviat din morți. Mormântul este gol pentru ca cerul într-o zi să fie plin de oameni care îl iubesc pe El și fac din Iisus cel mort și înviat Domn și Mântuitorul lor personal. Mormântul este gol. El este viu și în viața mea și în viața ta. Într-o vreme ca aceasta, El este încă gata să dea pietre la o parte. Amin.